seara, doamnelor și domnilor, este luni, seara, ora 21:30 și, așa cum era firesc, aveți întâlnire cu dosarele DNA. Sunt Marius Saizu, iar în seara aceasta vom vorbi despre trei dosare extrem de importante. Primul dintre ele, cel al șpăgilor din Văm, cum a fost numit exact în 2011, adică acum 4 ani, când a luat ființă, să spunem așa, dosarul acesta care a fost instrumentat de DNA. Vorbim despre șpăgi foarte mari, despre 450 de persoane audiate și ulterior trimise în fața instanței, personal din cadrul Vămilor de pe vestul României, dar și de pe estul României. Tot în seara aceasta vom face din nou referire la dosarul permiselor de la Argeș, pentru că, da, am dat peste cel care a intermediat obținerea permisului de conducere lui Vali Vigelie. Nu este nimeni altul decât Adrian Copilul Minune. Acesta este cel care a vorbit cu polițiștii de la Pitești pentru ca Vali Vigelie să-și poată obține acolo permis pe care a plătit 15.000 de euro, cel puțin aceasta este suma care se vehiculează până la momentul acesta, și l-a obținut extrem de ușor. Dar, înainte de aceste două dosare, avem rubrica Audiații Săptămânii. Acesta este și motivul pentru care ne aflăm aici în Palatul Parlamentului, pentru că în seara aceasta aici Elena Udrea a ajuns puțin mai devreme pentru că are numai puțin de 6 puncte pe ordinea de zi astăzi, privind ridicarea imunității în două dosare, Galabute și în același timp dosarul Microsoft. Până în momentul acesta, colegii parlamentari au venit aici în Parlament și au apucat să voteze. Au votat în unanimitate, cel puțin până în momentul acesta, pentru începerea urmăririi penale în ceea ce o privește pe Elena Udrea. Iar în momentul acesta se face prezența din nou, pentru că urmează să se voteze pentru cererea de arestare care a fost cerută de procurorii DNA. Rămâne de văzut dacă se va întâmpla sau nu să fie arestată în urma votului din seara aceasta. Dar până atunci, să vedem rubrica Audiații Săptămânii. Fostul președinte al Federației Române de Box, Rudel Obreja, a fost arestat preventiv în dosarul Gala Butem. Toate sumele au fost luate prin bancă și... Ați cumpărat bilete de avion și costume din acei bani? Nu, absolut deloc, nu cădea licitație, pentru că era o singură societate în lumea asta care avea exclusivitate pentru tot ce însemna Galabute. Există riscul să fiți reținut din nou? În mod normal n-ar trebui. Rudel Obreja a fost scos din casă după mai bine de 6 ore, timp în care procurorii DNA au făcut percheziții la locuința lui. Fostul șef al Federației Române de Box a fost dus la Direcția Națională Anticorupție. Procurorii îl acuză pe Obreja că în cadrul negocierilor cu Ministerul Dezvoltării Regionale, el a solicitat inițial ca Ministerul să achite toate cheltuielile de organizare a Galei Bute. Este vorba despre 3 milioane și jumătate de euro. Funcționarii din minister s-au opus, motiv pentru care Elena Udrea, care conducea instituția în acel moment, a cerut să fie găsită o soluție pentru ca evenimentul să poată avea loc. Au urmat mai multe întâlniri între Rudel Obreja, Elena Udrea și reprezentanții ministerului, iar în final s-a convenit ca ministerul să aloce aproximativ 2 milioane de euro pentru promovarea galei. În realitate însă, procurorii susțin că sub aparenta legalitate a acestui contract de promovare, Rudel Obreja a obținut pentru el foloase necuvenite. Fostul sportiv neagă acuzațiile. O ședință fulger a fost convocată de Comisia Juridică a Camerei Deputaților, iar fostul ministru le-a cerut în mod expres colegilor de parlament să o lase să fie cercetată penal. A fost cea mai scurtă ședință de comisie în care s-a discutat o ridicare de imunitate. Am solicitat colegilor să facă ceea ce este normal să facă într-un caz ca acesta, și anume să voteze favorabil solicitarea DNA-ului și să avizeze începerea urmării penale pentru un fost ministru în cazul meu. De regulă, alți deputați cercetați penal încercau cu orele să-i convingă pe colegii lor de faptul că sunt nevinovați și că nu trebuie să fie deferiți justiției. Unele ședințe au durat chiar și 6 ore. De data aceasta, deputații juriști s-au și mirat că Elena Udrea nu a avut obiecții legate de cererea DNA. Totuși, fostul ministru al turismului a spus că dosarul este o răzbunare pusă la cale de forțe oculte din zona serviciilor de informații. Nu doresc să mai amestec justiția în scandalul și în războiul dintre mine și domnul general Coldea de la SRI. După aproape două săptămâni de la începerea urmăririi penale, Toni Greblă a renunțat la funcția de judecător. S-a întâmplat în ședința de plen, am fost toți de față, a venit acolo, am discutat și și-a dat demisia. Decizia mea este una personală,
Colegii mei nu mai au luat act de decizia mea. Nu mi-a solicitat niciun coleg să fac acest lucru. Acum, cererea depusă de procurorii DNA pentru înconvințarea arestării și a trimiterii în judecată a lui Tony Greblă nu mai are obiect. Eu sunt convins că voi avea parte de o anchetă judiciară imparțială și din acest punct de vedere, actul de justiție trebuie să continue. Tony Greblă mai este acuzat că în ultimii 5 ani s-a folosit de influența pe care o are pentru a favoriza firmele finului său Ion Bârcină. În schimbul intervenției, el a primit mai multe foloase necuvenite, printre care o mașină de peste 50.000 de euro, două rochii, un telefon mobil și mai multe materiale electorale. Primăria Constanța din nou sub lupa DNA. Procurorii au descins la primăria condusă de Radu Mazăre, dar și la câteva firme care au legătură cu edilul și cu asociatul lui Sorin Strutinski, reținut cu o seară în urmă într-un dosar de dare de mită și trafic de influență. Cel vizat în prima fază de această investigație este chiar Radu Mazăre. Procurorii caută documente ce vizează contracte încheiate personal de primar cu companii locale în domeniul organizării de spectacole în sezonul estival. Când a venit și m-a trezit filipineza, zic eu, DNA-ul pe undeva, sigur. S-ar putea să mă întorc, s-ar putea să nu mă întorc acasă. Dacă mă umflă, îmi iau telefonul. Dacă nu mă umflă, să mă duc să fac o tură cu caiacul, ca zi frumoasă. La ieșirea din primărie, Radu Mazăre a fost așteptat de mai mulți susținători pregătiți să protesteze față de acțiunile DNA. Vă ia cu mine cu toți. Nu vă dau drumul. Aici, stați lângă mine, să nu vă ia de lângă mine. Merg și eu! Lângă mine nu pleci. După nicio oră petrecută în sediul primăriei, anchetatorii au spus lui Mazăre că nu este necesară prezența lui, așa că a plecat spre casă. A rămas viceprimarul, a rămas șefa de cabinet și ceilalți colegi ai mei ca să le predea documentele. Deși la primărie perchezițiile procurorilor DNA erau în toi, edilul Constanței a ales să profite de vremea frumoasă și a plecat la o plimbare cu caiacul pe lacul Siutghiol. Bună seara din nou, am revenit în plenul Parlamentului. În momentul acesta, colegii Elenei Udrea, parlamentarii, votează pentru cererea de arestare care a fost trecută de DNA prin Parlament. Rămâne de văzut dacă acest lucru se va întâmpla sau nu. Cert este că până în momentul acesta, parlamentarii au votat într-o majoritate covârșitoare, 285 împotriva 49, pentru începerea urmăririi penale pe numele Elenei Udrea. Cel mai probabil într-o oră, maximum o oră și jumătate de acum încolo, vom ști exact dacă procurorii DNA vor putea să ceară în mod legal, să având temeiul acesta, arestarea Elenei Udrea. Probabil acest lucru, dacă va fi să fie așa în seara aceasta aici, se va petrece abia mâine. Însă noi acum vorbim mai departe despre ce urmează să vedeți în emisiunea din seara aceasta. Căci, așa cum v-am promis, avem două cazuri extrem de importante. Și când spun asta, mă refer la dosarul șpăgilor din Vămi și pe urmă la dosarul permiselor de la Argeș. Dar revenind la dosarul șpăgilor din Vămi, trebuie să vă spun că au fost 450 de persoane ridicate de procurorii DNA și duse la audieri. Dintre acestea însă, doar 23 dintre ele, mă refer aici la Vama de Vest a României, au ajuns să fie și inculpate și ulterior condamnate. Numai că mulți dintre ei au primit condamnări extrem de mici, cel puțin așa apreciază procurorii care au instrumentat acest dosar. Și când spun asta, ei se gândesc la faptul că materialul lor probator a fost unul extrem de bun. Au existat filaje, au existat interceptări, au existat filmări cu camera ascunsă care dovedeau clar că oamenii din Vămi, și când spun oamenii din Vămi, mă refer aici la angajați, poliția de frontieră, Vameșii și mai mult decât atât, chiar și poliția rutieră i-a ajutat pe acei traficanți de țigări să aducă ilegal în România țigări. Iar imaginile surprinse de procurorii DNA sunt grăitoare. Împărțeau șpaga, așa cum era numită, în toaletă. De foarte multe ori stingeau chiar lumina să fie sigur că nu-i vede nimeni, iar șpaga aceasta ajunseseră să o numească omenia, pentru că pentru ei era un lucru extrem de firesc să se întâmple la momentul acesta. Însă, vedem acum exact cum s-a derulat întreg dosarul și cum au ajuns aceștia în fața instanței. După aceasta însă veți vedea imagini incredibile din dosarul permiselor de la Argeș.
A fost, la momentul acela, poate cea mai spectaculoasă acțiune a procurorilor și polițiștilor din cadrul DNA. Un adevărat desant. 284 de autovehicule și 4 elicoptere. Dosarul șpăcilor din Vămi, mai ales partea de vest, aici avem doar rechizitorii. Cele 3 rechizitorii prin care au fost trimise în judecat 165 de persoane. Da. Multe cele. Da, a fost un caz de proporții epice, ca să zic așa, o corupție endemică, sistemică la nivelul Vămilor, Nonuie, de la granița cu Republica Serbia. Elicoptere ridicate de la sol, zeci de oameni angrenați în ceea ce avea să se numească dosarul șpăgilor din Vămi. Frontierele de vest și est ale României aveau să fie închise temporar pentru a face loc perchezițiilor. Descinderi ce aveau să scoată la lumină banii extrem de negri făcuți din șpagă. La un moment dat vorbeau despre mit folosind cuvântul omenie, da? Deci nu mai aveau, li se părea că mita le este cuvenită, că este o recompensă pentru îngăduința și generozitatea lor față de traficanții. De la simplu lucrător vamal sau polițist de frontieră până la șef de inspectorate, toți închideau măcar un ochi și întindeau o mână. Nicola, șeful de tură. Tu știi cât de declanșarea activităților infracționale și stabilirea duratei de derulare a lor era luată de către șeful de tură al polițiștilor de frontieră și șeful de tură al vameșilor, care luau legătura cu membrii grupării criminale și care le confirma faptul că întreaga zonă este securizată, este supravegheată, în sensul că nu sunt persoane suspecte în zonă, ori eventuale controle din partea instituțiilor statului. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 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 pune-le lor. Cât? Tu cât le-ai pus și până acum? Din acest grup infracțional organizat făceau parte agenți de poliție de la echipajele poliției rutiere care asigurau traseele respective de la intrarea în țară până la depozitarea și comercializarea mărfii de contrabandă respectivă a țigărilor în municipiul Timișoara. Banii, aproape ca în cazul permiselor de la Argeș, erau ascunși peste tot, de foarte multe ori în locuri greu de imaginat, și toți au fost acuzați de luare de mită, trafic cu țigări și constituire de grup infracțional organizat. De la mașinile astea ultimele le-ai luat? Nu, nu, nu. Hai, cum facem? Hai, e numărat? Cât sunt? Bun, spune-mi pentru 1, 2, 3, cât suntem? 1, 2, 3, 4, dragoste, 2, 4. Spuneați mai devreme de momentul dării șpăgii propriu-zis, se întâmpla în cabina aceea. În toneta vameșilor de pe sensul de intrare. Asta pe cazul Moravița, Foien și asta. Dincolo, în mare parte, grupul infracțional organizat de la Vama Naide, de la punctul de trecere a frontierei Naidăș, avea acțiuni similare cu cel de la grupul infracțional organizat de la Moravița, dar avea și anumite particularități specifice. La punctul de trecere a frontierei exista o adevărată rețea. Vameșii primeau șpăgi grase de la contrabandiști. Astfel reușeau să introducă într-o zi 10.000 de pachete cu țigări. Erau înștiințați traficanții de țigări că pot intra în țară cu marfa de contrabandă, cu autoturismele lor, marfa fiind dosită în spații camuflate în portbagajele mașinilor. În acest fel, funcționarii statului, polițiștii de frontieră și vameșii practic deveneau camarazii contrabandiștilor și garantau împreună succesul operațiunii, credeau ei. La rândul lor, contrabandiștii se foloseau de localnici pentru a transporta țigările sub directa supraveghere a polițiștilor mituiți. Băi, omule, deci mie mi-ai spus cât ai pus aici? 40. Ei, pui 70, dă-mi coa.
Hai, mai pune 50. Șeful, 50. Dă-mi coace pașaportul. Mai pui 50 că-ți stai capul dacă nu. Șeful de tur al polițiștilor de frontieră și șeful de tur al vameșilor lua legătura, în cazul Moravița, Foien și Deta, lua legătura cu șeful postului de poliție din localitatea Moravița și cu agentul de la echipajul poliției rutiere care asigurau traseele deplasării mărfii de contrabandă și care astfel erau, protejau grupul infracțional organizat și erau recompensați ulterior cu sume de bani chiar de către traficanții periodic, chiar de către traficanții de țigări, iar uneori chiar de către șeful de tur al polițiștilor de frontieră sau al vameșilor. Polițiștii de frontieră cereau mită pe față și reușeau într-o zi să strângă sume fabuloase. Pe tură s-au făcut 200 de milioane. Valentina și cel de la Marfa au luat câte 14 milioane. Au fost 6 înșa câte 20 de milioane, iar cei de la P1 și P2 câte 5 milioane jumătate. S-au făcut aproximativ 13 milioane de om, fiind 12 agenți de serviciu pe tură. Da, am chemat pe Dani, pe Luca și pe Dumitrașcu și am zis, voi sunteți mai bătrân. Pentru toată? E că i-au pus 700.000. Bă, fii atent aici. Eu i-am luat pe ăsta și pe ăsta, că ești mai bătrân. Anchetatorii au supravegheat afacerea de la Siret timp de 6 luni, folosind doi investigatori sub acoperire. Mai, eu știu, mai pune-ți de-a lui. Stai. Știi noi ce spune. Stați! Ca să nu zică ăștia, vă zic acum, 65 de euro și 900 de mii acum, a doua oară. Ai luat banii acum? Ceva! Cu tot ce ai dat lui Dali și cu ce mai avea Dali. Membrii grupului infracțional se protejau reciproc, astfel că la un moment dat vameșii, având ei date despre iminența unui control inopinat în vamă, au refuzat să ia mita, dar n-a fost nicio problemă, că mita a fost luată de către polițiștii de frontieră și finalmente la finalul programului de lucru era împărțită. Așa, 1, 2, 3, 4, 200. Mai pune 900 și mai pune 200 de lucru ăla. Și câte se dute la zera și câte... S-a stabilit că prin neplata taxelor și accizelor datorate statului exact pe această perioadă incriminată, octombrie-ianuarie 2011, a fost vitregit bugetul de stat cu o sumă în valoare de 3,3 milioane de euro. Dar gândiți-vă că prin faptul că ei nu își exercitau controlul specific legal la frontieră, se puteau introduce în țară cu multă ușurință bunuri periculoase sau interzise la deținere. Arme, muniții, droguri, materiale explozive. Am putea spune că au intrat arme pe acolo? E posibil. Unul dintre organele de anchetă a fost numit chiar șeful punctului de trecere a frontierei pentru a supraveghea din interior tot ce se întâmplă. Dacă îți dă unul 100, 200 de mii și tremură, băgai 20 de busuri înainte, aveai 200 de dolari. Să fii vameș e ideal. Tu-ți dai seama, să faci un an numai intrare, ca vameș, păi după aia poți să-ți dai demisia, mă. La 10 cartușe îmi pune 300 de mii. Dă-i în mea să se ducă înapoi. Da ce? Eu nu vând țara așa ieftin. O grămadă de bani se fac. Dai pe, nu știu, dai 300 de mii la ei pe un cartuș și se vinde aici cu 600. Traficantul de țigări se prezenta cu autoturismul în vamă, moment în care era întrebat de către vameș ce cantitate de țigări deține ilegal, fiindcă în funcție de răspunsul lui trebuia să asigure și mita care trebuia dată polițiștilor de frontieră și vameșilor și era o regulă prestabilită ca suma destinată coruperii polițiștilor și vameșilor să fie de 50 de euro pe bax de țigări, care includea undeva la 50 de cartușe, sau de 1 euro pe bax de țigări. Așa s-a descoperit că unul dintre capii rețelei era Aurel Anea, fost șef la Vama Siret. Șeful de grupă trece pe la fiecare polițist să sustragă banii pentru că aceștia nu își permit să stea cu banii la ei și că odată a găsit 10 milioane de lei într-o cutie la Romica în cameră.
Pe turele lui Strugar și Simota cam 70-80 de milioane pe tură, iar pe turele lui Coroi și Chirilă 200-250 de milioane. După ce Vameșu efectua un control formal al autoturismului în cauză, având grijă să fie observată de camerele de supraveghere care erau în punctele de frontieră, în sensul că își face meseria formal, că este vigilent, da, cum spuneți dumneavoastră, traficantul de țigări se deplasa cu suma care era destinată mitei în tonetele vameșilor aflate la pe sensul de intrare în țară. Chiar și avocații celor implicați în acest dosar erau bulversați de probele procurorilor. Înseamnă asocierea în vederea săvârșirii de infracțiuni, în afară de legile corupției. Dosarul este destul de solid, argumentat. După colectarea mitei de către Vameș, la sfârșitul programului de lucru, șeful de tur al polițiștilor de frontieră și șeful de tur al vameșilor împărțeau mita în mod egal. Adina, îi lași lui Dobrea? Stai că nu știu. Îi lași lui Dobrea? Că i-am împărțit. Nu. Tu știi. Păi, lași și mâine. Tu știi, aici așa e, nu mă bag, e sectorul tău. Și asta în est. Iar în vestul țării, situația era la fel, astfel că, prin descinderile de atunci, se deschisese o cutie a Pandorei în vămile din țară. În momentul în care intrau țigările în țară și până la locul de depozitare și de comercializare a lor, nu erau deranjați deloc pe traseu. Adică aveau siguranța că se deplasează cu marfa de contrabandă la locul respectiv. Exagerez eu puțin în momentul acesta, dar mai aveau să le pună o mașină antemergător. Exact, da, foloseau antemergător. Aveți dreptate. Procurorii au devaluat faptul că erau adevărați antemergători pentru a asigura eficiența întregului mecanism infracțional. Peste 150 de polițiști de frontieră și vameși au fost săltați pentru luare de mită și pentru înlesnirea traficului de țigări din Serbia. În cazul vameșilor de la punctul de trecere a frontierei cu Serbia se știe un lucru clar. Șpaga care se percepa era între 2 și 5 euro în funcție de cunoștințele pe care le aveai la frontieră, iar averile lor putem spune că au crescut de la o zi la alta. Suspecții au fost aduși la sediul DNA București, iar pentru o parte dintre ei, 4 elicoptere MAI s-au ridicat de la sol ca să-i aducă în capitală. Este puțin după ora 6, polițiștii de la DGA împreună cu jandarmii de la trupele speciale au intrat în punctul de trecere a frontierei Stamura-Moravița. Întreaga zonă a fost izolată, nimeni nu mai are acces și punctul a fost închis circulației. Nimic, ce să se întâmple, venim la servici. Nu știm nimic. Într-un singur schimb, angajații vămii Stamura-Moravița câștigau 5.000 de euro. Dacă în Vama Siret banii erau strânși în găleată, cei din Timiș colecteau banii într-o căciulă, apoi îi împărțeau în mod egal. Acum umblu ca... Acum râdeam de Ionut, știi? Că umblă ca la auzitul la sfârșitul turei și acum umblu eu ca la auzitul. Uneori erau discuții în sensul dacă mita era împărțită sau nu corect, motiv pentru care polițiștii și vameșii aveau evidență clară și distinctă a baxurilor de țigări deținute de către traficanții de țigări, tocmai pentru a stopa eventuale dispute pe această temă. Băi, ce vei aici? Mai țineți și pe ăștia, că îi pui și pentru mâine seara? Nu, fii atent. Mai pune-le la Dina. Uimitoare e declarația unuia dintre avocații apărării după ce casele clienților săi au fost percheziționate. S-au găsit sume mici de bani, fiindcă se așteptau și nimeni n-a mai avut acasă, absolut. Toată lumea se aștepta, fiind anunțate. Luați de avântul infracțional, povesteau că înainte de declanșarea cercetărilor în această cauză existau zile atât de bune încât puteau să facă pe o singură tură de serviciu mită, 12 ore, mită șiri de ordinul zecilor de mii sau chiar a sutelor de mii de euro. De la Sol au fost ridicate 4 elicoptere ale MAI care au adus apoi la București o parte dintre cei peste 150 de reținuți. După aproape 2 ore, prima aeronavă aterizează acum aici la baza Ministerului de Interne, iar în interior sunt 15 vameși aduși în București pentru a fi audiați la sediul Direcției Naționale Anticorupție. De acolo urmează să fie prezentați în fața magistraților cu propunerile de arestare preventivă.
Cât pot să-l țin? Uite, tu plicați pe treaba de putere? Ați dat mită? Ați dat mită? Nu! Nu! Și de ce? De ce v-am reținut? Nu știu, să clarifică situația acolo. Nu. În timpul perchezițiilor din vamă, câțiva polițiști de frontieră care încercau să introducă în țară țigări de contrabandă au fost avertizați de acțiunea procurorilor. Aceștia au încercat să scape, fugind spre Serbia, însă au fost prinși. Întreg scandalul pe subita securizarea frontierelor a născut o adevărată furtună între liderii de sindicat ai vameșilor și polițiștilor de frontieră și Ministerul de Interne, liderii pro-Lex numind acțiunea din februarie sacrificarea pionilor. Mai exact, spuneau ei, cei care au picat în plasele anchetatorilor și au fost la DNA sunt cei de jos, în timp ce adevărații beneficiari ai șpăgii sunt încă liberi. Practic s-a folosit pentru transportarea persoanelor la sediul Direcției Naționale Anticorupție în București un număr de bunurilor și a persoanelor, un număr de 284 de autovehicule și 4 elicoptere. Din un desant. Un adevărat desant, așa l-am apreciat și noi. Practic audierile, finalizarea audierilor a durat undeva între 24 și 36 de ore și după finalizarea audierilor au fost propuse, din cele 150 de persoane, au fost propuse 100 de persoane pentru arestare preventivă la Curtea de Apel București. Ăștia săi noștri, ăștia săi lui doamna Camelia. Cât e la Camelia? Numără. 13 jumate, așa, mai merge acum să-i dai lui Camelia? Nu, că o zis că nu-i acasă, că nu știe bărbatul că o sparge, o zis. Pentru a putea înțelege amploarea fenomenului, trecem în revistă doar câteva dintre proprietățile și averile pe care apucaseră să le facă la acel moment angajații vămii și ai poliției de frontieră ce au fost cercetați. Șef de tură de la Vama Stamora Moravița, Ioan Selegean are un teren în Timișoara, o casă în Arad și un autoturism de lux conform declarației de avere. Însă cel mai înstărit vameș era Gubic Ștefan, inspector la Direcția Regională Vamală Timișoara. În declarația de avere, pe anul 2009, inspectorul declară că are un venit anual de 28.249 de lei. Un calcul simplu ne arată că vameșul câștiga în jur de 2.400 de lei pe lună. Case, mașini și terenuri. Meseria de vameș poate nu pare bănoasă pe hârtie, dar realitatea ne-a dovedit contrariul. Am văzut cât de ușor se putea ridica o casă, o vilă, se puteau cumpăra terenuri dacă într-adevăr lucrai într-un sistem, în cel infracțional în cazul de față. Imediat după publicitate vă spunem ce anume s-a întâmplat cu cei acuzați în acest dosar. După doar câteva luni, după ce dosarul a ajuns în instanță, o primă instanță din Timișoara avea să dea o decizie halucinantă. Vedeți acum despre ce este vorba. Ion Dăgăliță, șef de tură la Vama Naidăș, a fost condamnat la 3 ani de închisoare cu suspendare sub supraveghere. Și, atenție, s-a dispus confiscarea de la acesta a sumei de 350 de euro și 450 de lei, valoarea șpăgilor pe care acesta a recunoscut că le-a primit, și asta de o primă instanță. Pentru că, ulterior, au mai ajuns în fața judecătorilor doar 5 inculpați. Și după 3 ani de procese, Înalta Curte de Casație și Justiție i-a condamnat pe Nicoleta Dobrescu, fosta șefa vămii Halmeu, dar și celelalte persoane implicate, Florin Feher, Romeo Niți și Ion Savu, la 2 ani și 6 luni de închisoare. Iar pe omul de afaceri clujean Florian Liviu, la 3 ani și 6 luni. Totul se bazează pe activitatea unui ofițer investigator sub acoperire, atât și nimic mai mult. Mai mult de atât, ceea ce se scrie în referatul de propunere a măsurii arestării, paginația și trimiterile în dosar nu corespund. Mult căutata regină din vămi, la care urmau să ajungă șpăgile, este liberă și nici măcar nu a fost identificată până acum. Ați încercat măcar de curiozitate să treceți printr-un punct de frontieră din acesta? Da, sigur, eu am trecut prin Da, eu locuiesc în Timișoara și am trecut prin punctul de trecere a frontierei și știu că prietenii care mi-au zis: domne, sper să nu te cunoască ăștia de aici, că vom trece atât de ușor. Aveți acum măcar părerea, impresia că s-au cumințit? Nu, nu am această impresie. Nu, cred că s-au regrupat după o bună bucată de timp, dar probabil că o fac cu foarte mare temere și nu știu dacă la proporția
momentului 2011. Dar frica cred că a fost inoculată și temerea există. Pot fi prinși, oricând pot fi prinși din nou, asemeni colegilor lor. Din păcate, nu am aflat nici până astăzi cine este regina, cine strângea toți acei bani, cine coordona toată afacerea, dar poate că nu este timpul pierdut. Și când spun asta, mă refer și la faptul că după 7 ani de la închiderea dosarului permiselor de la Argeș, am avut parte de niște imagini halucinante în care polițiștii negociau chiar și cu persoane care habar nu aveau să scrie obținerea unui permis de conducere. E adevărat contracost. Tot din acele imagini am aflat că Vali Vigelie și-a obținut și el permisul la Pitești și a plătit o sumă exagerat de mare, 15.000 de euro. Dar din imagine pe care vă vom prezenta astăzi, veți vedea cine a intermediat, de fapt, obținerea acestui permis. Nimeni altul decât Adrian Copilul Minune. Eu că nebunez, bă. M-a păcălit, a venit în Spania. Când a ieșit în sală și m-a sunat și a zis analfabet. O propria mea. Pui acolo pe ea. Hai, și ce o aici? Hai că ți-am zis cum e. Aici ți-am zis, bagă-ți mințea în cap. Păi când ți-am spus aici... Nici ei nu mai știau numărul banilor pe care îi câștigau într-un mod atât de facil. A venit Adrian la mine și m-a întrebat, poți da, da, așa, zis, da. Cine, Minune? Piticul, da, pe spete în bucă. Știi? Că era prieten cu Boznică, dacă ai auzit. Da, 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 da. Și... da, și n-a mai venit la mine, sau altă uliță, știi? Da. Cum a sunat ăsta? Faci mie mădul cazet? Da. Și celălalt intermediar și-a făcut treaba. Da. Mă sună ăla după 2 luni de zile și zice, mâncarea mea e mai astăzi. Ce îți place? Fă miliția. De ce? Păi rusul Valentin nu e Vali Vigelie? Păi și? Păi tu ai venit cu el la mine. Ți-a luat de profesionist? Nu, bă, o atât, frate. El m-a întrebat, mă interesa pe țigan de... Da, el dacă... N-avea permis, frate. Da. Uite și el pe acolo, are atâta mă bagi, atâta bani, ai milioane, frate, mi-e și mașini. Dar nu doar personalități au apelat la serviciile lor. Oricine era dispus să dea de la 2500 de euro până la 5000 era binevenit. Uneori însă trebuia pus pe o listă de așteptare sau de priorități, după caz. Da, Gică. Acum ajung în 2 minute. Unde ești, la finanțe? Așa. Da, frate, uite acum ajung. Intru pe străduță, în 10 secunde intru pe străduța aia la stânga, știi? Hai, mă vezi. Nu mai știu de mult, nu mai fac față. Da, vici. Da. Da, și acum dacă vrea. Da. Frate meu, da, facem o singură șmecherie. Eu avem mulți, mâine au meci. Te trimit pe tine undeva, să dai exivele la om, să completezi tu alea și vii și mi le aduci. Și mă descurc eu cu omul și cu toată lumea, da? Da? Hai că vă discutăm, nu-i problemă. Deci te rezolv, dă-te dracu, hai. Acești membri ai rețelei au reușit să obțină procurarea unui număr de aproximativ 2500 de permise de conducere, mod fraudulos evident, pentru prețuri care au variat între 2000 și 5000 de euro. Le-am spus, frate, mâine vă trimit unul singur, dar credeți, trimit la Cătălin. Uite, frate, tu la el vorbesc cu Cătălin, dui buletinele, că n-am timp, mâine stau cu voi, frate. Că te băia de nota 20. Cătălin? Da. Da, frate, nu e problemă. Nu, nu pot să ajung eu. Să stau cu voi, frate, da, mâine, da. Sunt 4. Deci eu nu pot să plec. Zic cum facem mâine. Și la ora 8, cafeneaua o știi. Cum la ora 8, bei cafeaua toți acolo. Și băieții ăștia vine și la mâine. Fratele tău la ora 8 e acolo. Te pupă, fratele tău. Și dacă stăm o oră și ceva... Nu contează, nu contează, nu contează. Dacă fratele tău mulțumit și nu pierd la fratele tău niciodată. Te-am pupat. Și a doua zi, totul...
exact la cât să vin dimineața? La 9, 8 jumate, 8 ceva de casă acolo. Mai stăm la vânzări, că ne strânge tolotul. Boss, ia zi, ai desemnat aici, Gherase Mihai, da? Pac, 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 se ce cordial, deci ai făcut școala. Aha. Deci stăți, scriu acum pe bilet că nu mă să da, mai, da, le da, semnezi după aia. Da. Desemnat și școala. Îmi dai scris tot, frate, nu, că eu citesc și să știu tot dacă mă întreabă cineva. Așa. Ce scrie? Sece cordial, Alex Auto SRL, Manole Cătălin. Deci te citesc. Da, scris. Și eu n-am mai scris de mult. Eu am ani și ani de când n-am mai scris. Faza scrisă, la proba scrisă, clienții erau instruiți cum să promoveze și anume primeau de la ofițerii care asistau la examen, primeau grile care deja conțineau însemnări, care erau un punctuleț în dreptul răspunsului corect, unde ei trebuiau doar să bifeze X-ul. Dacă vezi că, că tu simți, dacă zici... Da, 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 da. Dacă el te-a simțit că ești un bifet. Da, da. Ei, tu știi, șefule, sunt un pic timid, deci n-am nicio problemă. Citești, da, am și eu emoții. Citești cursiv și scriu nicio problemă. Mi-e teamă să-mi... Faci pe... Prima dată când dau examen și mi-e teamă și... Șuren, așa știi. Pentru cei care erau complet analfabeți, dezvoltaseră și acest tip de comunicare, de fraudare a probei scrise. Arătau un deget pentru litera A, două pentru litera B, trei pentru litera C. Perfect. Cu toate testele. Mă speria pe mine cineva că... cu psihologic... Ai trecut și psihologicul și medicală. Nu ești bolnav, nu bravo, mă, sunt sănătos, sun. Acum sunt puțin răcit, stau pe antibiotice. Caș, pe caș, nenică, trece doar de zile. Corect? Erau prețuri care variau între 2000 de euro și 5000 de euro. Era mai convenabil să obții permis de conducere pentru toate categoriile decât pentru o singură categorie. Am prioritate, deci ce? Avea și o troacă cu să-i trag una. Da. Eu și permisul. Nu te iartă în București. Ba chiar se ofera să-i ducă personal la așa zisul examen, pentru a fi sigur că totul decurge conform planului. Da. Merg încolo și în dreapta. Deci ai desemnat aici. Ai desemnat. N-am pix. Stai liniștit, ai desemnat aici. Vezi aici, sub poză. E chiar sub poză aici, da? Se atinge poza? Nu, nu. Nu, nu, la, hai, zi. Mai te bagi în jos, te bagi până în linie. Da. Și acum, aici pe spate. Ia asta. Aici, aici. Dar spune-mi o fiu ochi, că nu te grebi. Te scrie aici. Păi așa, ca să fie pe tare. Însemnată. Însă proba de foc abia acum vine. Pretendentul la permis, polițist sub acoperire, în mod intenționat scrie greșit. Mai vede la frații mei, vele? Gata, uite acum solică, bă. Ce spun eu? Deci spro... pentru mine. Că tu, după aia tu ai timp o grămadă să te verifici, dar să nu te vadă ăla că ai mâncat vreo literă. Au fost identificate peste 2500 de grile care aveau însemnate răspunsurile corecte. Și, ca să fie sigur că nu se mai strecoară nicio greșeală, chiar îi dictează candidatului cererea. E clar? Că nu. Subia sau așa? Unde vrei, că nu. Dechid. Proprietăți. Propr. În altă țară. Aici. Aici, da? Te duci în față direct, nu mai stai la râs. Sunt ridicat. Cu buletinul în mână. Buletinul direct în față. Gherase Mihai. Mulțumesc, Arunda. Da, din păcate s-a întâmplat în România și nu suntem convinși în momentul acesta că nu se mai întâmplă. Însă, imediat după publicitate, vă vom arăta până unde era dispus să meargă un polițist, fie că era el intermediar sau nu, în obținerea unui asemenea permis. Aveți răbdare câteva minute, căci atunci veți afla că era în stare chiar să-i completeze cererea, să semneze și pentru el.
reușești săptămâna aceasta să scrii numele corect pe foaia de examen, nu-i nimic. Peste două săptămâni, sigur ai permis. Este altcineva în sală la supraveghere. Cam așa își motivau clienții, cu foarte puțină școală, este foarte adevărat, polițiștii de la Argeș pentru obținerea permisului de conducere. În doar câteva zile state în Pitești, se obținea permisul. Chiar și cei cu probleme clare și extrem de grave intrau în posesie actului ce le dădea dreptul de a conduce. Nu am fi crezut dacă nu exista această înregistrare. Puteți spune cu convingere că acum nu se mai întâmplă nimic de genul acela, că permisele sunt luate în mod legal? Da, sunt convins de acest lucru și mai ales datorită faptului că sistemul de examinare și suspiciunile care planau la acel moment nu se mai regăsesc în ziua de astăzi. Sistemul este schimbat complet. Este un sistem computerizat, proba teoretică se susține online și după cum știu toți candidații care acced în această sală, totul este la vedere, nu avem nimic de ascuns. Sunt în această sală de examen sunt 10 camere de luat vederi. Toate imaginele se stochează într-un server central în București. Păi și dacă nu știe carte polară, ce faci? Știe, frate, o scrie, dar scrie azi că l-am pus eu, a scris, știi? Mm-hmm. Dar l-a scris, mai urățel, mai alea l-a scris singur, nu ar fi am scris eu, da. Vreau să-l mai testez odată, mâncat din azi. Vine, frate, până la Pitești odată, că nu mori. Da. Și dacă vrei să facem treabă. Normal, nu? Normal. Și, hai, mai încercăm și... măcar știu că te fac pe altă linie, care dacă nu iei din prima, iei peste două săptămâni. Se promova pe hârtie. Cei care candidau pentru susținerea examenului de conducere nu se prezentau la traseu. De multe ori nici nu se aflau pe raza județului Argeș. Probabil că prețul era diferit și, în mod clar, mai mare dacă se venea la o a doua examinare. Și dacă stai degeaba, yes, nu bate nimeni la ușă. Bă, amărâtule, vrei și tu ceva? Ce așa e. Cubiți, bă, că i-am aici, frate, la noi Pitești este tot unul... Da, mea, toapă și un pământ, știi cum s-ar zice. Când mergeți pe stradă, la volan, vă e teamă că unul din cei 2000 ar putea fi în dreapta sau în stânga și ar putea să nu cedeze trecerea, tocmai pentru că și-a luat permisul astfel? Iau în calcul întotdeauna acest lucru. Vă este puțin rușine când auziți și ăsta are permisul luat la Pitești? Da. Acest sentiment a fost mai puternic în primii ani, 2009-2010, când existau foarte multe voci care, după ce erau declarați respinși la un examen, adresau tot felul de invective către noi. A fost o tehnică pe care am dus-o. Cam atât despre permisele de la Argeș și dosarul acesta care a ținut capul de afiș câțiva ani buni. Șefii de la permise din Pitești în momentul acesta spun că totul se desfășoară perfect legal. Îi credem pe cuvânt până la următorul flagrant. Sunt Marius Saidu și vă dau întâlnire lunea viitoare la 21:30 la dosarele DNA.